Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Astăzi m-am gândit să fac ceva mai inteligent, ceva ce nu cred că am făcut, că face prea multă lume pe YouTube, și anume îmi voi face un test de IQ să văd cât de bău pot să fiu. Start! Hai să vedem. N-am citit și eu pe aici, că zicea poate că e o limită de timp sau... Hai să vedem, deci sunt 30 de întrebări. Alege răspunsul corect. Deci, vin niște forme așa și o trebuie să te adivine așa. Un cerc mic, mediu, mare, steluță mică, medie, mare, deci înseamnă că vine un pătrat mare. Bun. Hai să vedem acum. Acum o să ne dea niște întrebări de-astea ușoare și după aia. În caz că nu știți ce este la IQ, este un test de inteligență să vadă cu cât ai mai mare nivelul de IQ, gen peste 100, cu atât înseamnă că ești mai deștept. Dacă ai sub 100, înseamnă că ești votant PSD. Deci vine una așa, după aia se fac 2, se fac 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Hai să vedem cum vine aici. Deci scade. Vin 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ok, hai să vedem aici. Momentan până acum e ușor, dar trebuie să mă mișăm mai repede că se ia și după timpul de curs. Deci o să mai adaug eu vreo 10 puncte eventual. În caz că vă întrebați de ce vorbesc așa, e că sunt nițel răcit și de-aia vorbesc pe nas. Deci, un băț, două bețe, trei bețe, așa, vine întâi săgeată dreapta, în ambele părți, stânga, dreapta, ambele părți, stânga, dreapta, ambele părți, deci trebuie trei în stânga. Deci vine stânga, dreapta, egal, stânga, dreapta, egal, deci lipsește, înseamnă că lipsește stânga de aici. Ok. Aha, în asta intră figura respectivă în ele, deci vine pătrat, pătrat, ăsta. Asta e la fel. Deci asta e nicio diferență. Sau, ba da, parcă sunt mai multe. Deci se diminuează aici. Pac, pac. Deci trebuie să vină mai puține. Cred că asta ar fi. Deci încep să vină întrebările mai grele. Deci hașurată pe ambele părți. Cred că... asta e, acum văd. Linii verticale, să nu pun linii orizontale. Aha. Deci vine așa, stânga, dreapta, jos. Aha, deci ar veni așa. Prima poziție, următoarea în direcția ceaselor, acelor de ceasornic, cred, și opus. Sau, nu, stai. Acum văd. Astea sunt colț opus, astea identice. Deci care sunt două figuri din astea în interior, vin în partea opusă. Deci înseamnă că e asta aici. Bine, am mai făcut astea în trecut așa pe aplicații de telefon, dar mă purea să plătesc ca să-mi zică rezultatul cât de deștept sau prost sunt. Asta pare se învârtă. Deci vine așa, s-a învârtit ca ceasul. Da, deci pare să învârt asta. Hai mă, așa. Întrebarea 12 din 30, până acum 3 minute, e bine. Două cercuri, un pătrat, așa, deci e nicio diferență. Ok, deci deja a început să-mi dea mind blow. Aici chiar nu înțeleg. Deci vine ceva în interior așa. Asta e, asta e. Tot asta nu cred. Cred că e pătrat aici. Ok. Aha. Aici pare să se învârtă tot așa în direcția ceasului. Și vine X-ul aici. Și asta pare destul de simplă. Deci dispar din astea.
și care dispare. Cea mai de jos văd că dă să dispară din stânga. Înseamnă că rămân astea două. Deci vine cerc, ceva oval și îl face oval. Vine un oval peste un oval, îl face cerc. Și dacă vine așa, așa, cred că așa. Stai. Sau... Nu, ovalul cu oval face cerc. Înseamnă că vine un cerc așa. Oare vă place acest test? Nu, nu-mi place. Ok, deci asta pare să schimbe dimensiunea. Așa îl face mai înalt, așa îl face mai lat. Și asta cred că îl mărește ambele părți. Acum să văd cum vine așa. Deci sus stânga e plin, dreapta jos gol. Deci cam ăsta ar fi. Ok. Aici zici că faci ceva de origami. Pune colțul și după aia celălalt colț. Ia colțul ăsta, îl ia pe ăsta și îl face așa. Ia... Stai, fii atent, deci vine așa colț sus. Și apoi dreapta. Se învârt colțurile, l-a luat pe ăsta. Înseamnă că ia colțul ăsta. Dar cum ar arăta? Să ia colțul de sus. Sau mai îndreaptă sus. Cred că asta ar fi. Asta e grea. Deci vine așa un inel tăiat. De sus văd că e culoarea mai accentuată, așa mai deschisă. Și dacă vine ceva așa, ia din margini sau... Rămân marginile comune? Nu, pe asta nu înțeleg. Hai să zicem că o fi... Asta. De ce partea asta marcată? S-a marcat, astea s-a făcut altele. Asta, asta, așa. Înseamnă că se marchează tot, presupun, nu? Una, două, trei, patru. Două, două. Una, una, două. Trei, cinci, una. Și pe lângă asta mai sunt alte 10 întrebări și alea sunt și mai grele. Cred că așa. Asta e exact ce a zis că e. Să mă orientez după limba asta. Ceasul, deci vine așa. Deci undeva mai stânga. Să mă gândesc. Deci pare să treacă cam o oră și un pic, dacă se mai învârte asta așa. Asta pe aici, asta pe aici. Deci cam asta e. Aici văd că intră astea una într-alta, e ușor asta. Ia să vedem. Trei steluțe, două buline. Două buline, o steluță, două cu două. Chestiile astea au așa o ordine, o logică, dar nu merge creierul azi. Ok, deja nu mai înțeleg aici. Trei de-astea cu două. Două cu una. Deci înseamnă două buline? Nu.
O să zic asta la mișto, că nu ar să se-mi dă seama ea. Deci un dă-sta cu un dă-sta, se fac două pătrate. Dă-sta cu un dă-sta așa. Deci se mai instaurează o figură în interior. Și dacă-s linii suprapuse, că trebuie să fie două linii suprapuse aici. Rămân doar liniile care nu se suprapun, deci cred că vine asta. Hai să văd aici. Întrebarea 25 din 30. Deci avem un fel de triunghi, două X-uri, s-au mai mutat din linii. O linie așa, o linie așa, o linie așa, deci triunghi, pardon, romb, sau patru triunghiuri. Înseamnă că poate se face romb aici, dar nu-i de romb. S-a mutat una și apare că s-a întors și apoi s-a făcut X. Cred că asta ar fi. Sau asta. Cred că asta. Deci clar o formă din asta așa căsuță. Dar acum nu știu cum de urcă la atâtea. Cred că acum trebuie să fie una cu două. Poate cu două. Cred că asta. Ok, deci cam astea par să fie bucățile să completeze o piramidă. Așa, întrebarea 29. Hai că aproape am terminat. Eu imaginez că poate se ia după cum se învârta cele de ceasornic. S-a învârtit așa, s-a mai învârtit o dată și s-a făcut așa gen. Cred că unii deja nu înțelegeți ce dracu fac aici și încerc să gândesc. Și face rotația aproape completă, parcă. Deci pe aici cred că ar veni. Nu, aici. Stai la fel, parcă. Colțul ăsta. Hai să zicem asta. Asta zici că e căpățâna lui Darth Vader. Deci o să fac o imagine mai rotunjită. Cred că asta. Pentru a observa următorii pași, alegeți vârsta. Cât dracu am? 19. Confirmă. Un IQ de 110. Cred că ar trebui să fie un pic mai mult, că la început am stat să vă explic și n-am fost atent, dar nu zice și pe care le-am greșit, nu le zice. Deci, am un IQ de 110. Păi bine sau? Ia stai un pic, să văd așa. IQ levels. Să văd dacă e bine sau nu să am 110. Hai să vedem ce zice. Pe scala inteligenței, deci 110, inteligență superioară. Dacă eram cu un punct, eram inteligență normală și aici deja eram cam nătărău, cam bolân. Deci am o inteligență superioară, sunt superior față de alții. Așa o fi, cine știe.
Vă las și vouă ăsta, testul ăsta de IQ în descriere. Poate cine știe. Poate vă dă mai mult ca la mine. Bine că n-arată aici care întrebare pe care am făcut-o corectă și pe care e greșit. Așa n-aveți cum să vă luați după mine. În fine, sper că v-a plăcut și dacă mai aveți idei de genul ăsta de videoclipuri, să lăsați un comentariu. Eu v-am lăsat. Ciao, les.